Bună ziua! Eu sunt un spectator care a venit să vizioneze meciul Stelei, da? Îmi va explica domnul Adrian ce trebuie făcut în continuare. Bună ziua și bine ați venit! Bine v-a găsit! Aveți biletul dumneavoastră. Biletul întotdeauna se introduce în această fantă. Este QR codul. QR codul apare un X. Se pune pe X în momentul în care s-a citit. Se deschide turnichetul și puteți trece. La fel, dacă aveți un abonament, e același lucru. Toate abonamentele au un cod QR. Codul QR trebuie pus sub X-ul roșu, după care puteți trece. Mai puteți avea bilet pe telefon. Puteți intra și cu telefonul, nu trebuie neapărat să aveți fizic ceva, fie el bilet, fie el abonament. L-ați primit și pe mail. În cazul în care l-ați primit pe mail, pur și simplu măriți zona de QR și introduceți telefonul în fantă, după care treceți. Este același lucru, numai că puteți să o faceți și cu telefonul mobil. Steaua București va evolua sâmbătă de la ora 11:30 în etapa a treia a Ligii Secunde împotriva celor de la Dacia Unirea Brăila. Fosta gloria clubului roșalbastru, Adrian Bumbescu, cheamă cât mai mulți fani la meciurile Stelei și se oferă să fie ghid pentru cei care vor ajunge în premieră la un meci în templu. Domnule Bumbescu, cum vi s-a părut evoluția Stelei în primele două etape? După cum ați văzut și voi, o evoluție foarte bună. Așa cum îl știm pe Oprița și ne-a obișnuit, face alegeri bune. Ca drept dovadă, marea majoritate care au fost rezervă etapa trecută, ea, inclusiv Răzan, l-a pus și capitan de echipă și a dat și două goluri. Este meritul lui că simte jucătorii și are această inteligență de a ști să-i motiveze. Cel poreclit colonelul are și un mesaj pentru colegii din generația 86, alături de care a scris istorie în Ghencea. Ați vorbit și cu foști colegi din generația dumneavoastră? Cu siguranță, cu siguranță o să vină, mai ales Duca Adam, o să-l invităm și pe această cale. Să nu mai plângă pe la televizor, aș vrea să vină și Belo și Balint, Tudorel Stoica, Pițurcă, cei care mă sună pe mine sau pe Iovan, o să luăm legătura cu ei, o să-i aștept și o să le dau invitații. Adrian Bumbescu l-a pregătit pe Adrian Ilie la Centrul de Copii și Juniori al Stelei și este încântat de evoluțiile fundașului stânga din acest sezon. Foarte bun jucător, crește de la etapă la etapă, pentru că este un copil foarte serios, se pregătește foarte bine și vrea foarte mult. Asta e foarte mult, foarte important în evoluția unui jucător. Cum vi s-a părut atmosfera? Extraordinar de frumoasă. Sigur, avem o galerie minunată. Sper să vină număr cât mai mare. Și acest stadion minunat are o acustică foarte, foarte bună și încurajează. Un jucător, și eu am simțit ca jucător în momentul când nu mai puteam, puțin curaj din tribune, așa, parcă îți dădea, mergeau picioarele așa, fără... Foarte mulți poate nici nu au văzut această bijuterie. Aici e templul fotbalului românesc și sper că așa o să rămână.